Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 3. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Măneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București. Filocalia, Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, preacuceniciei sale părintelui Romonah Arsenie, care a reînviat cu viața și cu propovăduirea Duhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru. Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. Volumul 3. Sfântul Maxim Mărturisitorul, răspunsuri către Talasie, tradusă din grecește de Protopop Stravofor, Dumitru Stăniloae, profesor la Facultatea de Teologie din București, Sibiu, 1948, tipografia arhidiecezană. Cuvânt înainte. Cu ajutorul bunului și atotputernicului Dumnezeu, iese la lumină al treilea volum din Filocalia. Cerem iertare cititorilor că volumul acesta e o hrană duhovnicească mai grea, dar însemnătatea acestei scrieri a Sfântului Maxim Mărturisitorul e prea mare ca să nu ne fi simțit ispitit să o publicăm. Volumele următoare vor fi aproape toate cu mult mai ușoare. Mai înainte de a spune câte ceva despre scrierea și o publicăm în acest volum, mă simt dator să mulțumesc, într-o măsură chiar mai mare decât am făcut în prefețele primelor două volume, părintelui Romonah Arsenie, pentru apariția acestei scrieri în românește. De la scrierea aceasta a pornit munca mea de tălmăcire în iarna anului 1943-44 și ceea ce mi-a dat curaj să lupt până la capăt cu greutățile neobișnuit de mari ale textului grecesc a fost, pe lângă înțelegerea iubitoare a soției mele, stăruința întăritoare a părintelui Arsenie, care a stat lângă mine tot timpul traducerii, scriind întreg textul românesc în prima formă pe care am reușit să-i o dau. După isprăvirea ei, a venit gândul și curajul de a porni la tălmăcirea Filocaliei. Dar recunoștință și mai mare îi se cuvine pentru tipărirea ei. La decretarea stabilizării monetare, în 15 august 1947, erau tipărite din acest volum de-abia vreo 160 pagini și în lipsa de bani și-a urmat perspectivele și făgăduințele pe care mă bizuiam, când anunțam în prefața volumului 2 pornirea volumului de față, au căzut la pământ. Credeam că va trece timp îndelungat până se va putea relua tipărirea. Iată însă că ceea ce nu mă așteptam s-a realizat, datorită abonamentelor pe care în cea mai mare parte le-a adunat preacucernicia sa, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Mitropolit Nicolae, tipărirea volumului a fost dusă până la capăt. Se poate spune fără exagerare că fără părintele Arsenie și fără mișcarea religioasă trezită în jurul mănăstirii Brâncoveanu, manuscrisele acestea ale Filocaliei ar fi avut și ele soarta pe care au avut-o alte manuscrise ale ei și ale altor traduceri păstrate în bibliotecile mănăstirilor. O repet, preacucernicia sa, împreună cu mișcarea religioasă din jurul mănăstirii Brâncoveanu, sunt ctitorii Filocaliei românești. Se vede că Duhul Filocaliei, pe care l-a reînviat preacucernicia sa, în viața religioasă a poporului nostru, a fost condiția de maturitate pentru apariția scrierilor din Filocalie, la lumina tiparului în românește. Cu cea mai mare însuflețire au răspuns la apel preacucernicile sale, brașovenii mei, care au dovedit aceeași dragoste de carte și de ortodoxie, ca și înaintașii lor de totdeauna. Trebuința ca părintele Arsenie să fie aproape de locul tipăririi și obișnuința prietenilor mei, tipografii de la Arhidiecezana din Sibiu, cu scrisul meu, m-a făcut să tipăresc și acest volum și cred că și cel următor tot la Sibiu, deși mi-ar fi fost, din alte puncte de vedere, cu mult mai la îndemână să le tipărez la București. Am voit apoi să sprijin vechea tiparnița lui Șaguna. Volumul de față cuprinde una din cele două opere mai mari ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, intitulată Despre diferite locuri grele din Sfânta Scriptură, scrisă pe anul 631-633 și adresată igumenului Talasie, din care pricină îi spunem pe scurt răspunsuri către Talasie. Motivul care ne-a îndemnat să dăm în Filocalia această operă este următorul. În Filocalia greacă se cuprinde din opera Sfântului Maxim, pe lângă capetele despre dragoste, tâlcuirea la Tatăl nostru și capetele gnostice,
încă o scriere în 500 de capete intitulată Diferite capete teologice, economice și despre virtute și păcat, dar întrucât prin cercetările lui Sopa și Disdie s-a stabilit că din aceste 500 de capete, 422 sunt extrase literale sau aproape literale din răspunsul către Talasie și din scoliile ce o însoțesc, ne-am gândit că e preferabil să dăm această scriere în întregime pentru a înțelege mai bine cugetarea Sfântului. La aceasta ne-am simțit îndemnați cu atât mai mult, cu cât în urma acestor constatări sunt puternice motive să se creadă că nu Sfântul Maxim însuși a alcătuit cele 500 de capete, compilându-le din operele sale, ci lucrarea aceasta a întreprins-o un autor de mai târziu, poate chiar pe la începutul veacului 12. Părerea aceasta se întemeiază pe faptul că scoliile, la răspunsurile către Talasie, care au furnizat numai puțin de 221 capete din cele 500, nu e probabil să fie ale Sfântului Maxim, ci ale cuiva care a trăit după el. E drept că în cuvântul înainte al scoliilor, care e de o obscuritate pe care Sfântul Maxim n-a egalat-o poate niciodată, autorul lor își afirmă identitatea cu autorul răspunsurilor către Talasie, dar uitând de aceasta, adeseori prezintă în diferite scolii ideile din răspunsuri cu cuvântul zice. Zice Sfântul Maxim, adică, arătându-și pe autorul răspunsurilor ca deosebit de sine. Apoi autorul scoliilor laudă uneori limpezimea, adâncimea, eleganța explicărilor din răspunsuri, ceea ce n-ar fi putut face însuși Sfântul Maxim. De multe ori apoi scoliile se reduc la două, trei cuvinte, care nu aduc nicio contribuție la înțelegerea ideilor din răspunsuri. Prin aceasta ele se vădesc ca simple notări, pe care și le-a făcut un cititor atent, dar nu ca explicări reale, cum ar fi trebuit să fie dacă însuși Sfântul Maxim s-ar fi gândit apoi să facă prin ele mai de înțeles anumite pasaje din scrierea sa. Afară de aceste motive scoase din textul scoliilor, mai sunt și unele indicii externe care ne întăresc presupunerea că ele sunt de mai târziu. Patriarhul Fotie cunoștea răspunsurile către Talasie, cum arată descrierea ce le-o face, dar se pare că nu cunoștea scoliile. Deci e probabil ca scoliile să fi fost alcătuite după 857, când a scris Fotie. Apoi patru din scolii mustră pe Nil cel Tânăr, personaj care trebuie identificat cu discipolul lui Ioan Italul, de pe la 1040 și de care spune Ana Comnen că a fost condamnat la Constantinopol de un sinod pe timpul împăratului Alexie Comnen, 1081-1118, pentru că susținea teza monofizită că omenitatea lui Hristos a fost îndumnezeită prin fire, neînțelegând nimic din unirea ipostatică. Deci sau aceste patru scolii sunt aduse ulterior, lucru care s-ar crede și s-ar cere dovedi printr-o cercetare a manuscriselor, sau scoliile în întregimea lor sunt scrise abia pe la sfârșitul veacului 11. În acest caz, nici cele 500 de capete nu sunt scrise înainte de acest timp. Iar cum aceste 500 de capete sunt atestate de manuscrise din veacul 13, compilarea lor trebuie să se fi făcut în cursul veacului 12, probabil, pe la începutul lui. Dar ar putea întreba cineva, dacă scoliile provin de la un alt autor și dintr-un timp atât de târziu, de ce le-am tradus și pe ele în acest volum? Pentru că dacă nu toate, cel puțin o bună parte din ele, aduc deslușiri însemnate ale ideilor din răspunsuri sau întregiri prețioase. De pildă scolia 20 și 21 la răspunsul 65. În ce privește conținutul scrierii răspunsuri către Talasie, el este atât de bogat încât cu greu poate fi rezumat. Opera aceasta s-ar cere mai degrabă lărgită prin tâlcuiri decât comprimată într-un rezumat. Rezumarea este cu atât mai grea cu cât ea nu desfășoară în formă sistematică conținutului de idei, ci îl prezintă împrăștiat și cu reveniri din prilejul tâlcuirii unor pasaje obscure din Sfânta Scriptură, în a căror înșirare iarăși nu se poate constata vreo ordine oarecare. O altă greutate în calea unei rezumări este caracterul scrisului Sfântului Maxim. Chiar un Fotie s-a plâns că stilul Sfântului Maxim este încărcat, greoi și obscur, ocolind exprimarea directă și iubind metaforele. Dar cercetătorii mai noi au constatat că dacă scrisul lui se pare greoi, aceasta se datorează nu unei îngrămădiri de cuvinte fără rost, ci tocmai extraordinarei bogății de nuanțe a cugetării sale, căreia îi corespunde o tot atât de mare bogăție de cuvinte. Tixeront a putut spune, Maxim este un mistic care totodată e și un metafizician și un ascet,
care din contactul cu filozofia aristotelică a câștigat o stringentă și o preciziune a cugetării care în zadar ar fi căutată la Areopagitul. Gândirea larg cuprinzătoare, adâncă și armonică a Sfântului Maxim și-a găsit o prezentare vrednică de ea în cartea de o extraordinară densitate, temeinicie și pătrundere a lui Hans Urs von Balthasar, intitulată Liturghia Cosmică. În teologia ortodoxă, acest uriaș al cugetării creștine, poate cel mare dintre toți, nu și-a găsit încă o prezentare demnă de el. Gândul de a încerca o asemenea întreprindere stârnește un sentiment aproape paralizant. E sentimentul pe care îl trezește un masiv alpin la gândul de a-l îmbrățișa. În orice caz, întreprinderea de a prezenta pe Sfântul Maxim reclamă un timp îndelungat pentru a fi dusă la un sfârșit cât de cât mulțumitor. Altfel, tot ce ai spune despre el ți se pare o impietate, o prezentare a muntelui prin câteva fărâmături de piatră zgâriate din el sau printr un desen stângaci care deformează și coboară maestatea covârșitoare a lui. Așa este, desigur, și e ceea ce se va spune de mai jos despre cugetarea acestui sfânt, desfășurată în răspunsurile către Talasie. Unghiul din care vede și explică Sfântul Maxim totul este Logosul Divin. El dă sens vieții omenești și el umple de sensuri, de rațiuni, toate lucrurile lumii în legătură cu care se trăiește într-un fel sau altul această viață. Normal, omul, prin Logosul din sine, trebuie să fie împletit cu Logosul Divin și cu rațiunile lucrurilor. Dar prin căderea în păcat s-a ascuns deodată cu Logosul Divin atât rațiunea personală cât și rațiunile din lume. Omul a căzut în zona îngustă a simțirii, prin care rămâne doar la suprafața sensibilă a lucrurilor. Prin aceasta a devenit irațional. Simțirea are întâi înțelesul de percepție a simțurilor, de lucrare de cunoaștere prin simțuri, fără nicio calificație morală sau imorală. Ca atare, ea e lăsată de Dumnezeu pentru ca prin ea, mintea, sesizând rațiunile din lucrurile sensibile, să urce spre cunoașterea lui Dumnezeu. Dar la ea se asociază foarte ușor o plăcere sau o durere, întrucât unele aspecte materiale ale lucrurilor sunt favorabile trupului, altele defavorabile. Simțirea ca plăcere sau durere, prilejuită de lucruri, e simțirea cea condamnabilă, întrucât îl leagă pe om de suprafața materială a lucrurilor, făcându-l să uite de sensurile lor mai înalte și peste tot de ordinea spirituală. Plăcerea și durerea aceasta, legată de simțuri, n-a avut omul la început, dar a avut în el oarecare capacitate de a se bucura cu mintea, de cele înrudite cu ea, de cele spirituale. Dar omul a coborât această capacitate de pe planul spiritual pe cel trupesc, unind-o cu simțirea. S-a produs prin voia omului sau prin neatenția și lipsa unei voiri statornice, un transfer al capacității de plăcere de pe planul spiritual pe cel biologic. Astfel, omul și-a mutat plăcerea prin mijlocirea simțurilor spre cele sensibile. Această lipire a omului de cele sensibile, fiind o cădere de la legătura cu ordinea spirituală, e și o cădere de la firea sa, o cădere într-o existență paranaturală. Căderea nu constă numai în faptul că omul lucrează acum exclusiv cu simțurile, ci ea are un caracter total și înseamnă o pervertire a modului natural de a lucra, deși pervertirea înseamnă totodată o exagerare a lucrării prin simțuri și o ridicare a acestei lucrări la rolul de conducătoare. Caracterul total și pervertit al căderii se arată în faptul că simțurile nu lucrează nici acum singure, ci mintea sau cugetarea se pune în slujba lor, născocind modul de plăcere din contactul lor cu suprafața materială a lucrurilor. În starea de curăție, cugetarea încă era prezentă în simțire, dar nu ca să slujească simțirii în vederea plăcerii, ci ca să desprindă din aspectele sesizate prin ea rațiunile lucrurilor. În starea de curăție, mintea era în simțire, dar și deasupra ei, conducând simțirea din simțirea însăși. Acum e coborâtă cu totul în simțire sau sub ea, fiind condusă de aceasta. Într-un anumit fel, omul căzut, deși a devenit irațional, totuși n-a concediat cu totul rațiunea, ci aceasta a căzut și ea cu el, părăsindu-și scaunul ei de judecător drept și imparțial și făurind argumente în favorul patimilor. Astfel, omul e mai jos decât animalul pe care l-a întrecut în iraționalitate, mutând rațiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii. Dar pervertirea aceasta a cugetării în starea de cădere implică și o pervertire a simțurilor. Căci simțurile care numai călăuzite de rațiune acționează contrar firii și spre răul ei, prin exagerarea pătimașă a lucrărilor,
abuzând de funcția lor. Lipirea de latura văzută a lumii prin simțire și căutarea plăcerii ce o poate aceasta oferi trupului, precum și fuga de durerea ce poate proveni din ea, dau naștere tuturor patimilor, ca tot atâtea clește prin care ne ține suprafața sensibilă a lumii prinși de ea. Mai bine zis, ceva care hrănește sau se mișcă în toate patimile este iubirea trupească de sine, pe care caută omul să-și o satisfacă în legătură cu suprafața materială a lumii. Un mare rol deține în concepția Sfântului Maxim plăcerea și durerea. Căutarea plăcerii naște un șir de patimi, fuga de durere alt șir. Dar între plăcere și durere este și o cauzalitate reciprocă necontenită. Ele se succed ca într-un cerc vicios. Căutând plăcerea, omul va avea în mod sigur după gustarea ei durerea. Iar fugind de durere, caută scăpare în brațele plăcerii ca să dea dincolo de ea de o durere și mai mare. Nu poate rupe nimeni acest cerc de fier al plăcerii și al durerii ca să rămână numai cu plăcerea. Cine caută plăcerea dă de durere, cine fuge de durere dă prin plăcere tot de durere. Dar de aici nu rezultă un fatalism. Această înlănțuire poate fi biruită și nu treptat printr-o îmblânzire în cursul multor reîncărnări, ci printr-o sărire în afară de cercul plăcerii și durerii. E necesar să stai neclintit și la ispita plăcerii și la amenințarea durerii ca un act de balanță imobilizat. Aceasta e starea de nepătimire, starea omului nepătimaș. Deci cel ce nu dorește plăcerea trupească și nu se teme de durere a ajuns nepătimitor, căci deodată cu acestea și cu iubirea trupească de sine, care le-a născut, a omorât toate patimile ce cresc prin aceasta și prin acelea. Ea nu e însă o nesimțire de cadavru în sensul apatiei budiste. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să vedem însă de unde a apărut plăcerea și durerea trupească. Plăcerea și durerea trupească s-au putut naște prin faptul că omul, ca făptură mărginită, a fost dotat de Dumnezeu, cum arăta mai sus, cu capacitatea de a se bucura de ceea ce îl întregește pe planul esențial sau spiritual al ființei sale, adică de Dumnezeu, și de a se îndurera de împuținarea vieții sale spirituale prin depărtarea ei de izvorul adevăratei sale existențe. Numai lui Dumnezeu nu e dat de a alterna bucuria cu durerea sau măcar de a încerca o bucurie nouă printr-un plus de viață ce ar veni din afară odată ce e nesfârșit. Dar omul, având și o latură trupească, capacitatea de bucurie sau de întristare ce o are în totalitatea ființei sale, s-a obișnuit să se actualizeze ca plăcere pentru ceea ce îi sporește viața trupească, părându-i se că aceasta e o sporire a ființei sale integrale și ca neplăcere pentru ceea ce îi restrânge prosperitatea trupească, confundând iarăși trupul cu totalitatea ființei sale. Iar cele ce îi sporesc sau împuținează viața trupească sunt lucrurile sensibile. Astfel, prin cădere, binele și răul pentru om s-au limitat la ceea ce e bine și rău pentru trup, adică la lumea sensibilă. Aceasta e cunoștința sau falsa cunoștință la care a ajuns prin cădere cunoștința pe care i-a dat-o lumea ca pom al cunoștinței unui astfel de bine și astfel de rău. Astfel, omul n-a mai socotit că binele stă în planul spiritual și n-a mai socotit nici răul ca lipsa bunurilor spirituale. Că plăcerea și durerea n-au apărut din nimic, ci sunt o introducere, o întoarcere spre cele materiale a unei energii prin care omul e menit să caute cele spirituale și să evite pierderea lor, se arată și din faptul că atât pentru căutarea și bucuria de cele bune, cât și pentru ferirea și întristarea de cele rele, sufletul omenesc are câte o facultate, a poftei și a mâniei. Aceste facultăți nu s-au născut prin orientarea omului spre cele sensibile, ci prin aceasta numai s-au pervertit și ele ca și rațiunea, ca și simțirea, întorcându-se spre ceea ce nu trebuie sau revărsându-și întreaga energie în simțire. Așa se explică și apariția afectelor conforme cu firea după căderea în păcat a omului. Aceste afecte sunt pofta de mâncare și plăcerea de ea, frica de durere și de moarte, un fel de manifestare ale instinctelor de conservare trupească. Până sunt ținute în frâul rațiunii, limitându-se la ceea ce e necesar existenței trupului, aceste afecte sunt ireproșabile. Dar când sunt satisfăcute cu exagerare, ele devin patim păcătoase. De aceea ele nu trebuie suprimate cât trăim pe pământ. Dar la viața viitoare nu se mai mută cu noi. Propriu zis, în viața viitoare, când vom fi minți pure, nu se mai poate vorbi nici de poftă și mânie, căci nu mai au mișcarea reflexă pe care o au în viața de aici, odată ce numai Dumnezeu lucrează atunci în om, dar tot rămân într-o oarecare formă
și anume cea din tâi ca o dorință ce se desfată de cele dumnezeiești, iar cea de-a doua ca vigoare nesfârșită a dorinței ce se desfată de ele. Dar dacă e așa, ieșirea din cercul de fier al plăcerii și durerii trupești nu înseamnă o încremenire nesimțire, ci ridicarea la o altă plăcere și la o altă vigoare de ordin spiritual, care, departe de a slăbi firea, îi dau adevărata întărire. Dar acum să vedem cum a devenit cu putință ca omul să sară din cercul plăcerii și al durerii trupești sau să se elibereze de patimi. Putința aceasta i-a dat-o coborârea și lupta Logosului în trup. După ce omul căzuse din legătura și vederea clară a Logosului, prin rațiunea din sine și prin rațiunile din lume, în mocir la întunecoasa laturii văzute a lumii, în care orbecăia purta de simțirea lipsită de vederea rațiunii, tot Logosul a întreprins să-l scape, coborându-se însuși pe câmpul de luptă în care zăcea omul învins. Lupta ce o întreprinde Logosul acum și pe care ajutați de el trebuie să o întreprindem și noi, ia un caracter ascetic. Trebuie să se dea o luptă în firea omenească însăși pentru a se răsturna dominația simțirii asupra rațiunii și cugetării, pentru a se lua vălul simțirii de pe cugetare, ca aceasta să poată vedea razele Logosului în lume și pentru a-l intui și dincolo de lume. Mai bine zis, însă simțirea trebuie liberată de plăcere și durere, care injectează pornirea neînfrânată spre cele sensibile. Trebuie făcută unealtă neutră de cunoaștere în mâna cugetării. În alți termeni, trebuie retrasă mintea din simțire, precum trebuie retrasă pofta și mânia cu plăcerea și durerea lor și îndreptate spre cele spirituale. Aceasta e totuna cu eliberarea firii omenești de patim sau de atracția plăcerii și de frica durerii prin înfrângerea iubirii trupești de sine. Și precum omul slăbănogit de păcat, omul căzut din legătura cu Logosul, e totodată un om robit de latura materială a lumii, lupta de eliberare ce trebuie pornită în firea omenească trebuie să fie totodată o luptă de descleștare din această latură materială a lumii. În contact cu lumea cade omul, într-o atitudine față de ea trebuie să se și ridice. Prin lumea redusă numai la latura materială cade, prin lumea redescoperită în adâncurile ei spirituale se ridică spre Dumnezeu. Lupta aceasta de întărire și de restabilire a firii omenești trebuie să o pornească Logosul întâi în omenitatea ce și-a luat-o ca pârga întregii firi omenești, apoi în fiecare subiect omenesc în colaborare cu el. Aceasta pentru că numai cu puterea dumnezeiască ea putea fi dusă la bun sfârșit. El a luat așadar din aluatul firii omenești expusă asalturilor celui rău, care o ispitește cu plăcerea și o înfricoșează cu durerea, atrăgând-o prin acestea în toate patimile, crezând că nu e decât om, căpetenile și stăpânile acestei lumi s-au apropiat și de el, dar el le-a înfrânt, întrucât firea lui întărită de puterea dumnezeiască, asta neclintită la ispita prin plăcere și la amenințarea cu durere. Logosul n-a avut în firea omenească ce a luat-o patimile condamnabile, dar a avut afectele conforme cu firea, care la ceilalți oameni, îndată ce vine ispita prin plăcere, se prefac în păcate. Deci, având aceste afecte, a arătat că firea omenească poate sta tare în fața plăcerii și durerii, fără a fi lipsită de afectele ei naturale. El a procurat astfel, prin firea lui întărită, imunizată împotriva patimilor, un aluat care a rămas în solidaritate cu toată frământătura firii omenești. Fiecare om, dacă stă prin credință în legătură cu Hristos, poate câștiga această tărie, această imunitate. Aceasta o poate mai ales prin faptul că Hristos însuși e în el, ajutându-l la lupta de întărire a firii, de eliberare de patim, adică de restabilirea rațiunii și a minții ca organe de unire cu Dumnezeu. Nu stăruim asupra metodei amănunțite sau asupra tuturor etapelor pe care trebuie să le parcurgă omul, pe drumul pe care trebuie să suie de la trăirea prin simțirea oarbă și pătimașă, înecată în mocir la materiala lumii, până la trăirea în lumina lui Dumnezeu, arătată în mintea sa și în rațiunile lumii. Notăm numai fazele de căpetenie. Prima fază este aceea a curățirii de patim și a dobândirii virtuților. Această fază nu suprimă simțirea, dar o face să redevină pură lucrare de cunoaștere, liberă de plăcere și durere. Așa e posibilă virtutea prin care omul nu rupe legăturile cu lumea, ci se eliberează de robia în care ea îl ține prin plăcerile și utilitățile materiale ce le oferă. Omul folosește lumea acum în cadrul strict al necesităților naturale
și pentru refacerea prin dragoste a legăturilor cu semenii, adică a refacerii unității firii omenești, e o primă biruință a spiritului în om. Căci acolo unde simțirea e cârmuită de rațiune, trupul e lipsit de toată plăcerea, cea după fire, neavând simțirea slobodă și dezlegată de lanțurile raționale ca să slujească plăcerii. Ea s-a realizat prin Duh sau în Duh, adică puterea Duhului Sfânt trecând prin adâncul spiritual al omului, întărește rațiunea și curățește lucrarea simțurilor. Prin virtute omul e ridicat de la starea contrară firii la cea după fire. Omul virtuos e omul ce viețuiește în acord cu firea sa, omul cu firea restabilită, adică cu firea întărită, dat fiindcă virtutea e tărie spirituală, ca deprindere neclintită în bine. Dar întrucât ființa virtuții ca tărie o avem de la Hristos, care e ființa virtuții, primul efect al Harului lui Hristos e restabilirea firii. Viața conformă cu firea nu e o viață din puterile exclusive ale naturii umane, ci e o viață așa cum e cerută de sensul, de rațiunea firii, așa cum e necesară pentru ca firea să existe în normalitatea ei. În faza aceasta, un mare rol are rațiunea ca factor ce diriguiește simțirea, ca factor de judecată obiectivă. De pe treapta aceasta, care e o primă ridicare a omului din temnița simțirii oarbe spre logosul dumnezeiesc prin rațiune, omul se înalță pe treapta a doua, care este aceea a vederii rațiunilor divine în lume. Acum rațiunea divină nu mai lucrează numai ascunsă sub virtuți, ci se arată prin străveziul naturii și al Scripturii. Legătura omului cu logosul divin devine mai vădită și deci și mai puternică. Vederea aceasta se numește contemplație naturală, nu pentru că s-ar face exclusiv cu ajutorul puterilor naturale de cunoaștere, ci pentru că, pe de o parte, se îndreaptă spre natură, pe de alta, pentru că ea presupune o natură umană restabilită. Cunoașterea aceasta nu e atât o cunoaștere prin raționamentul deductiv, cât o înțelegere simplă, reprezentând o nouă ridicare a omului de la rațiunea discursivă, care e proprie mai mult fazei virtuoase, la cunoașterea simplă, intuitivă a minții. În sfârșit, de pe această treaptă supremă activității ființei sale, omul e ridicat deasupra sa însuși, umplându-se exclusiv de lucrarea dumnezeiască necreată, devenind adică Dumnezeu după har. Aceasta are loc după ce încetează toată lucrarea creată a naturii sale, chiar și înțelegerea simplă a minții, într-o moarte mistică sau într-un sabat de plin, dat fiindcă mintea nu se mai mișcă spre lucrurile create, mărginite, ci s-a întâlnit cu Dumnezeul cel infinit, în fața căruia trebuie să renunțe la orice încercare de a-L cuprinde. Atunci mintea nu mai cunoaște pe Dumnezeu în mod pozitiv, ci într-un chip apofatic, prin tăcerea cea mai presus de grai și prin neștiința mai presus de orice înțelegere. Prin asceză omul s-a curățit de tot ce este rău în mișcările lui trupești și cugetare, ca pe urmă să se golească de orice conținut creat al sufletului, ca să se poată umplea numai de Dumnezeu. Acum omul s-a ridicat la o viață mai presus de fire. Energiile dumnezeiești vor spori noi la nesfârșit, în dumnezeirea noastră va progresa în veșnicie. Așadar aici, găsindu-ne în stare de activitate, vom ajunge odată la sfârșitul veacurilor, luând sfârșit puterea și lucrarea prin care activăm. Dar în veacurile ce vor veni, nu vom fi în activitate, ci în pasivitate și de aceea nu vom ajunge niciodată la sfârșitul îndumnezeirii noastre. Căci pătimirea de atunci va fi mai presus de fire și nu va fi nicio rațiune care să hotărnicească îndumnezeirea la nesfârșit a celor ce o pătimesc. Pe tot acest urcuș am fost susținuți de forța invizibilă a logosului întrupat. El ne-a fost cale, impuls și țintă atractivă. În faza virtuților și a cunoașterii rațiunilor din lume, se făcuse om cu noi, ajutându-ne să dobândim chipul neștirbit al firii umane, dat fiindcă virtuțile sunt chipurile omenești ale bunurilor dumnezeiești sau fața omenească a dumnezeirii. În faza îndumnezeirii, fără a înceta să aibă și fire omenească, ne arată prin străveziul ei dumnezeirea sa, făcând și firea noastră omenească mediu străveziu al energiilor dumnezeiești. Hristos omul care se îndumnezeiește umplând omenitatea sa numai de conținutul energiilor divine, transmite prin comuniunea ce o are ca om cu toată firea omenească și omenității noastre conținutul energiilor divine. Din Hristos ca om îndumnezeit, se revarsă în omul care a crescut în el prin credință, virtute și contemplație, conținutul îndumnezeitor al energiilor necreate.
căzut prin păcatul strămoșesc de la logosul divin până la iraționalitatea simțirii, care nu se sizează decât suprafața materială a lumii, ne ridicăm prin logosul venit aproape de noi, ca om, pornind de la credința ce ne-o dă la botez, ca manifestarea prezenței lui acoperite, prin raționalitatea virtuților și contemplarea sensurilor spirituale ale lumii, ca început de licărire a prezenței lui, până la vederea lui descoperită și până la unirea cu el. Tot urcușul în el l-am făcut în contact cu lumea creată. Ajuns sus, lumea nu dispare total, ci o vedem și aici în el. Căci urcușul n-a fost altceva decât o subțire continuă a ființei celui ce a urcat și a lumii, pentru ca logosul să se vadă tot mai deplin prin ele, ca la urmă să nu mai fie decât o lume aeriană scăldată în lumina soarelui Hristos. E ceea ce a exprimat Hans Urs von Balthasar prin cuvintele: nu trebuie uitat nici aceea că deodată cu apariția arhetipului dumnezeiesc, va apărea și lumea în forma ei desăvârșită, înveșnicită. Dar nesfârșita bogăție de contraste, de contrapuncte, de sinteze și de armonii, ce se nasc din dialectica vie între subiectul omenesc, logos și lume, de-a lungul acestui urcuș, rămâne o comoară îngropată în paginile Sfântului Maxim Mărturisitorul, până se va găsi cineva să o dezgroape în toată frumusețea ei pentru lumea de azi. București, botezul Domnului, 1948, protopop, Dumitru Stăniloae. Smeritul monah Maxim, către preacuviosul presbiter și egumen Talasie, despre diferite locuri grele din dumnezeiasca scriptură, preacuviosului rob al lui Dumnezeu, domnului Talasie, presbiterul și egumenul Maxim, smeritul monah, bucurie. După ce s-a desfăcut om al lui Dumnezeu, sufletul în chip rațional, de afecțiunea față de trup și mintea ți-ai tras-o cu totul din simțire prin duh, trupul în grecesc este feminin, ți l-ai făcut maică prea cinstită a virtuților, iar simțirea ți-a arătat-o izvor nesecat de cunoștință dumnezeiască, punând însoțirea sufletului cu trupul numai în slujba celor bune, iar simțirea folosind-o ca organ prin care să cunoști măreția celor văzute. Căci trupul tău primește, prin faptele cele morale, frumusețea sufletului căreia îi dă o formă văzută prin virtuți și o arată celor de afară, ca să avem viața ta ca o icoană a virtuții, pusă în văzul tuturor spre imitare. Iar simțirea ta sculptează simbolic în figurile celor văzute, rațiunile celor inteligibile și prin ele se urcă mintea spre simplitatea vederilor inteligibile, desfăcută de varietatea și compoziția celor văzute, ca să avem cunoștința ta, drum nerătăcitor al adevărului, spre a trece prin el spre cele inteligibile. De aceea, după ce ai lepădat cu totul împătimirea care leagă de simțire și de trup, străbătând întins cu mintea în chip priceput oceanul nesfârșit al cuvintelor Duhului, cercetezi cu Duhul cele ale Duhului. Dar primind de la acesta descoperirea tainelor ascunse, smerenia te-a făcut totuși să alcătuiești o listă cu multe locuri obscure din Sfânta Scriptură, pe care ne-ai trimis-o cerând și de la mine, cel lipsit de orice virtute și cunoștință, un răspuns scris cu privire la înțelesul lor mai înalt. Primind eu această listă și citind-o, mi s-a oprit în loc și mintea și auzul și cugetarea. Drept aceea te-am rugat să-mi îngădui să refuz acest lucru. Ți-am spus că aceste locuri de-abia pot fi înțelese de cei care au înaintat mult în contemplație și au ajuns la capătul celei mai înalte și mai neapropiate cunoștințe, nu însă de mine care mă târ pe pământ și asemenea șarpelui cel blestemat odinioară, nu am altă hrană afară de pământul patimilor, înnoroiat ca un vierme de putreziciunea plăcerilor. Făcând deci aceasta mult și de multe ori, când am văzut că nu primești această rugăminte a mea, temându-mă să nu sufere ceva iubirea care ne unește și ne face să avem un singur suflet, chiar de purtăm două trupuri, putând să-ți pară refuzul meu un semn de neascultare, am cutezat împotriva voii mele cele mai presus de puterea mea. Am socotit că e mai bine să fiu acuzat de îndrăzneală și să fiu luat în râs de cei ce voiesc, decât să sufere iubirea vreo clătinare și vreo mișcare. Căci după Dumnezeu nimic nu e mai de preț ca ea în ochii celor ce au minte. Mai bine zis, nimic nu e mai plăcut lui Dumnezeu ca ea, căci ea adună la un loc pe cei dezbinați și poate crea în cei mulți sau în toți o identitate netulburată a voirii. Deci iartă-mi mai întâi, tu, cinstite părinte,
această întreprindere și roagă și pe alții să-mi ierte îndrăzneala. Câștigă milostivirea lui Dumnezeu prin rugăciunile tale și fă să-mi stea într-ajutor în cele ce voi spune, mai bine zis, să-mi dea răspuns drept la fiecare întrebare. Căci toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de la El este, Iacob 1,17, ca de la izvorul și părintele tuturor cunoștințelor și puterilor luminătoare, pe care le dăruiește pe măsura celor vrednici. Fiindcă numai încrezându-mă în tine, am primit să împlinesc porunca ta, așteptând bunăvoința lui Dumnezeu ca plata ascultării. Deci, așezând fiecare întrebare în frunte, în ordinea și rânduiala în care le-ai scris, voi da după ea un răspuns scurt și precis, pe cât voi fi în stare și pe cât voi primi de la Dumnezeu harul și puterea înțelegerii și grăirii evlavioase. Căci nu vreau să încarc auzul cititorilor cu multe cuvinte. Nu vreau mai ales că știu că aceste cuvinte vor răsuna la auzul vostru, care aveți o cunoștință adevărată și o vedere apriată a celor dumnezeiești și care ați trecut dincolo de tulburarea patimilor și ați lăsat în urmă toată afecțiunea firii, făcându-vă rațiunea conducătoare și judecătoarea tot dreaptă în toate cele ce trebuie făcute, iar mintea, introducând-o pe scara unei neînțelegeri superioare în sânul cel mai dinăuntru al tăcerii dumnezeiești, acolo unde nu se percepe decât o fericire dumnezeiască în chip neștiut, o fericire a cărei mărire nu o poate face cunoscută decât experiența ce o au despre ea cei învredniciți. Tocmai de aceea unii ca aceștia nu au trebuit să decât de o scurtă indicație în asemenea chestiuni, care arată cu anticipație frumusețea a tot strălucitoarea vederilor tainice, cuprinse în cuvintele dumnezeiești și a măreților înțelesul duhovnicești din ele. De altfel, nu știu dacă îmi este îngăduit să vă spun chiar și numai atâta vouă celor ce ați devenit după cuvântul Domnului, sarea pământului și lumina lumii, pentru bogăția virtuții și marea revărsare de cunoștință, curățind și din alții puroiul patimilor prin modurile virtuților și străbătând neștiința care e o orbire a sufletului cu lumina cunoștinței. Dar vă rog pe voi, cei atoți sfinți și pe toți care veți citi această scriere, să nu socotiți cele spuse de mine drept normă a explicării duhovnicești a acestor texte, că sunt cu mult mai prejos de înțelegerea cuvintelor dumnezeiești și am în sub lipsă de învățătura altora ca să le înțeleg. Și dacă puteți presupune sau afla ceva de la voi înșivă sau de la alții, socotiți mai degrabă aceea ca adevărat și credeți că aveți o înțelegere mai înaltă și mai adevărată. Iar aceasta se cunoaște prin aceea că dă certitudine inimii acelora care se doresc după pătrunderea duhovnicească a lucrurilor tainice. Căci cuvântul dumnezeiesc se aseamănă cu apa. El se arată ca niște plante și răsaduri și ca în diferite viețuitoare în cei ce se adapă din același cuvânt, pe măsura lor, atât în formă de fapte, cât și de cunoaștere, răsărind ca un fruct prin virtuți, după calitatea virtuții și cunoașterii fiecăruia și trecând de la unii la alții. Căci el nu poate fi circumscris și nu sufere să stea închis înăuntru unei singure minți, dată fiind infinitatea lui naturală. Deci mai întâi ne-ai poruncit să grăim despre patimile ce ne supără, și anume câte și care sunt, din ce început pornesc și la ce sfârșit ajung trecând prin faza de mijloc ce le este proprie. Din ce puterea sufletului sau mădulara trupului răsărind fiecare, dă minții în chip nevăzut forma, iar trupul îl face ca pe o vopsea ce colorează prin cugetările păcatului întreg nefericitul de suflet. Care este înțelesul numelui fiecăruia și lucrarea ei, roadele și înfățișările, precum și vicleșugurile puse la cale prin ele de dracii necurați, însoțirile și disimulările lor nevăzute. Cum scot aceia în chip ascuns pe unele la vedere prin altele și cum prin unele atrag în chip amăgitor spre altele? Care sunt subțirimile sau nuanțele, mițimile, mărimile și umflăturile lor uriașe? Cum cedează, se retrag, încetează, stăruie, nevălesc mai repede sau mai domol? Care sunt justificările lor în fața sufletului ca în fața unui tribunal și hotărârile ce se dau de către cugetare? Înfrângerile și biruințele văzute și starea lăuntrică ce o însoțește pe fiecare? Care e pricina pentru care li se îngăduie dracilor să tulbure sufletul cu multe patimi și aceasta fie prin ei înșiși, fie prin alții? Prin ce gând ne aduc în fața minții, fără de vreme, materiile proprii, prin care pornesc în chip ascuns războiul amarnic împotriva noastră?
care ne preocupăm de cele ce nu sunt de față, de parcă ar fi prezente, întinzându-ne spre materii sau fugind de ele, și anume, primul lucru pătimindu-l de dragul plăcerii, al doilea din pricina durerii. Despre modul prezenței lor în noi și despre nălucirile complicate și variate ce le stârnesc în visurile din vremea somnului. Apoi, dacă sunt închiși în vreo parte a sufletului sau a trupului, sau sunt în tot sufletul și în tot trupul. Și dacă, aflându-se în lăuntru, înduplecă sufletul prin patimile sufletești, să îmbrățișeze pe cele din afară prin mijlocirea trupului și la măgeți să se predea cu totul simțirii, părăsind cele ce-i sunt proprii după fire. Sau, aflându-se afară, printr-o atingere din afara trupului, modelează sufletul cel nevăzut după chipul celor materiale, sădind în el o formă compusă și dându-i înfățișarea materiei primită prin imaginație. Și dacă este vreo rânduială și vreo ordine în lucrarea lor, cu viclenie plănuită, ca mai întâi să încerce sufletul prin unele patimi și apoi să-l războiască prin altele. Și care draci premerg, care urmează la rând, sau care cu care se însoțesc, dacă nu cumva tulbură sufletul în mod amestecat, fără nicio ordine, la întâmplare prin orice patim. Apoi, dacă el lăsa sufletul să pătimească unele ca acestea, de la ei în afară de providență, sau potrivit providenței. Și care este rațiunea pentru care providența părăsește în orice patimă sufletul? Care este apoi modul nimicirii fiecăruia din patimile înșirate și prin care fapte, cuvinte sau gânduri se eliberează sufletul de ele și se curăță de întinăciunea cunoștinței? Ce virtute va opune fiecărei patim ca să o biruiască, fugărind pe dracul cel viclean și tăind deodată cu el total însăși mișcarea patimii? Cum va putea apoi, după izbăvirea de patim, să-și scurteze sufletul bine ale sale? Și cu ajutorul căror rațiuni și moduri, ajungând prin rațiunea cea după fire, la relații nepătimașe între simțiri și lucrurile sensibile, va modela simțirile ca să stea în slujba virtuților, precum prin patim le modelase mai înainte, să stea în slujba păcatului, și cum va înfăptui această bună întoarcere ca să se folosească de cele prin care greșea înainte spre nașterea și susținerea virtuților. Cum apoi, izbăvindu-se și de aceste relații, va culege cu pricepere prin contemplarea naturală în duh, rațiunile celor create, desfăcute de simboalele sensibile din ele. Și cum după aceste rațiuni, luând contact cu cele inteligibile, prin mintea devenită curată de cugetarea plecată spre cele supuse simțirilor, va primi înțelegerile cele simple și va dobândi cunoștința simplă care leagă toate între olaltă, potrivit cu rațiunea originară a înțelepciunii. În sfârșit, cum după aceasta sufletul, odată trecut dincolo de toate cele ce sunt și de înțelesurile lor firești și desfăcut de toată puterea în chip curat, chiar și de puterea proprie de a cugeta, va pătimi unirea cea mai presus de înțelegere cu Dumnezeu însuși, iar în această stare, primind de la el în chip negrăit învățătura adevărului adevărat, ca pe o sămânță, nu se va mai abate spre păcat, nemai fiind loc pentru diavol ca să-l atragă spre răutate prin amăgire, datorită necunoașterii celui ce e bun prin fire și înfrumusețează toate cele ce se pot împărtăși de el. Fiindcă ați poruncit să lămuresc în scris rațiunile, modurile și pricinile tuturor acestora, rog să mai așteptați puțin cuvântul privitor la ele. De vă ajuta Dumnezeu, voi cerceta cu un prilej mai potrivit și mai cu stăruință acestea în alte scrieri, dacă voi simți peste tot în minte vreo astfel de putere de pătrundere, încât să pot cuteza să străbat un ocean atât de mare și de adânc. Căci nu mă rușine să spun că încă nu cunosc uneltirile și vicleșugul la nevoie de descurcat ale dracilor necurați, dat fiindcă praful materiei întunecă încă ochii sufletului și nu mă lasă să privesc în chip curat firea celor create și să deosebesc din grămada celor ce există pe cele ce par să existe, înșelând doar simțirea cea lipsită de rațiune. Fiindcă numai cei foarte contemplativi și înalți la cugetare pot cerceta cu adevărat unele ca acestea și pot grăi despre ele, adică numai cei ce prin multă experiență au dobândit puterea de a cunoaște cele bune și cele care nu sunt bune, ba ceea ce e mai înalt și mai de cinste ca toate, au primit de la Dumnezeu harul și puterea de a înțelege bine și de a spune limpede cele înțelese. Dar ca să nu rămână cu totul neluminată învățătura despre acestea în lucrarea de față,
voi spune puține lucruri despre nașterea patimilor, atâta cât este de lipsă ca voi și bărbații duhovnicești asemenea vouă, să vadă sfârșitul din început. Apoi voi trece la tâlcuirea capetelor ce urmează.